Pe sfânta vieții cărare, Iisuse prin har alergăm și flori de iubire, de soare, spre lauda ta semănăm. Oh,
Și Domnul să te binecuvânteze. M-am tot întrebat de multe ori despre nevrednicia umană. Suntem atât de nevrednici, când ne vom compara cu Isus? Și atunci am luat să fac o altă analiză, că nu mi s-a părut corect. Și am luat unul dintre oamenii cei mai ilustri a Bibliei, pe Solomon. Învățat, educat, înțelept, scriitor, compozitor, tot ce doriți de la el. Și am făcut această comparație, vă rog să o ascultați. Solomon sau Iisus? Oarecare asemănare poate. Realitatea nu se compară. Solomon, fiul de rege pământesc. Iisus, fiul Tatălui Ceresc. Solomon are nume de înțelept. La Iisus vin cei înțelepți care îl caută pe Dumnezeu. Solomon zidește templul lui Dumnezeu. Greșit. Solomon zidește templul lui. Iisus zidește templul lui Dumnezeu. Solomon a zidit cu pietre moarte șlefuite. Iisus zidește din pietre vii șlefuite. Solomon gustă plăcerea lumii. Iisus gustă voia Tatălui. Solomon este un reformator, reformator al legii. Iisus o împlinește și o schimbă. Solomon, cu iubirea lui firească, a pierdut poziția de cel mai mare rege. Iisus duce iubirea pe culm. Începe împărăția Tatălui. Solomon cu iubirea lui despină împărăția lui Iehova. Iisus are o iubită, biserica. Solomon a avut iubite, idolatre. Iisus și-a dat viața pentru lume. Solomon a pierdut viața ca lumea. Iisus zidește împărăția lui Dumnezeu. Solomon a împărțit-o în două, împărăția lui Dumnezeu. Iisus îl recunoaște pe Tatăl ca Dumnezeu. Solomon se închină la zei. Solomon scrie despre înțelepciune. Iisus dă celor ce cer înțelepciune. Iisus apără dreptatea cu iubire. Solomon face dreptatea cu sabia. Iisus este regele regilor. Solomon, regele lui Israel. Iisus rege peste toți regii pământului. Împărăția lui Solomon este ca o ștafetă. Împărăția lui Iisus este de 1000 de ani. Împărăția lui Solomon s-a terminat de 2000 de ani. Împărăția începută de Iisus va continua. Solomon cu Israel se va integra. Iisus și-a dat viața pentru mulți. Solomon a pierdut-o ca mulți. Iisus a înviat din morți. Solomon așteaptă învierea în mormânt. Iisus este la dreapta Tatălui. Solomon așteaptă învierea lui. Iisus este așteptat cu dreptate. Solomon poate
Iisus va fi rege încoronat. Solomon are corona veștezită. Iisus are corona în prezent și viitor. Solomon a pierdut-o de mult. Pe Iisus îl așteaptă pământul, credincioșii, să-l transforme și pe Solomon. Iisus rege. Azi Solomon a fost. Iisus plătește. Iisus peste o lume. Rege. Solomon se va supune la rege. Ce v-a plăcut mai mult? E ca o întrebare. Sunamita, iubita lui Solomon, biserica, iubita lui Hristos, sau Solomon sau Iisus? Ce v-a plăcut din toți aceștia? Eu am răspuns de 4 ori, fiindcă 4 tipuri de personaje sunt aici. Mie mi-a plăcut Iisus. Voi alegeți ce vă place. Mulțumim, frate Iov, pentru poezie. Sorana ne-a rugat-o să cântăm împreună cântarea 361, nu? Dar cred că o să fie proiecție. Desigur că noi nu ne putem
putem ruga în orice situație. Avem diferite situații după viața pe care o ducem. Dar în inima noastră totdeauna trebuie să fie o rugăciune mută. Și mi-a plăcut o învățătură frumoasă care spune că rugăciunea este dorința sinceră a inimii, fie mută, fie prin cuvinte spusă. Trăia în muntele lui Efraim un om pe numele Elcana. El a avut două neveste, Penina și cealaltă Ana. Penina avea fii și fiice și necăjea mereu pe Ana, căci Domnul o făcut să stearpă, însă Elcana o iubea pe Ana. Mergeau la Silo în fiecare an, la casa Domnului să se închine. Ana plângea în supărarea ei, căci Domnul o făcuse pe rușine. De ce ești tristă și tot plângi? I-a zis bărbatul ei, Elcana. Nu am eu preț mai mult ca 10 fii? De ce te amărăști, frumoasă Ana? Priot atunci la Silo era Eli. Și când la templul sfânt sluja, el a văzut-o pe femeia stearpă cum se ruga la Domnul și plângea. Ea a făcut atunci o juruință și a rostit-o Domnului în gând. Te vei privi și îți vei aduce aminte de roba ta în rugăciune stând și te vei da un fiu la roba ta, un fiu de parte bărbătească, îl dăruiesc pe veci să fie al tău. De mic la templul tău să crească. Fiindcă stătea de mult în rugăciune, Eli era surprins. Nu înțelegea, căci Ana se ruga cu glasul mut, doar buzele încet și le mișca. Eli, crezând că este beată, i-a zis, mărindu-i și el rana, destul cât timp ai stat și te-ai rugat, trezește-te din amorțeală, Ana. Eu n-am băut, i-a răspuns Ana, și nu sunt femeie stricată. Din inimă, eu Domnului am spus, durerea mea nevindecată. Eli a înțeles. Luând din nou cuvântul, du-te în pace și Domnul să-ți dea tot ce i-a zis, tot ce i-ai zis în rugăciune. Îndure-se de tine cu mângherea sa. Întorși la Rama, unde locuiau, Ana rămâne însărcinată. Iar când copilul a fost înțărcat, s-au dus la Silo ca și altă dată. Și Domnului au închinat copilul, cum Ana își făcuse juruința. Bătrânul Eli l-a luat la sine și l-a învățat toată știința. În casa de la Silo a crescut și templul Domnului a fost Betel, așa a pregătit Dumnezeu drumul celui care a fost prorocul Samuel. Mulțumesc. Atunci să mai spun și ceva. Gândul lui Iisus, în gândul lui Iisus îți cuprinse multe din calitățile sale. Printre altele și empatia, compasiunea pentru popor. Știți ce înseamnă compasiune? Să simt inima ta, durerea ta. Da. Să simt în inimă durerea ta. Să simt în inima mea durerea ta. Plângeți cu cei ce plâng. Plângeți cu cei ce plâng tocmai. Privind la om în starea lui sinistră, Iisus a plâns și a suferit cumplit. Văzând un muritor cu față tristă, un biet sărman ce abia de mai rezistă, străin și gol, de dreptul jefuit. El a venit să aducă împăcarea la lumea ce prin el a fost făcută, să aducă omului reabilitarea, prin moartea lui se dea eliberarea și șansa vieții ce era pierdută. Dar cei mai mulți evrei n-au priceput că el era lumină și viață. Nici preoții cei mai de seamă n-au crezut, ci l-au numit înșelător și încrezut, rămânând reci ca țurturii de gheață. Și totuși a iubit. Și pentru ei a plâns. Înduioșându-se de ignoranța lor, s-a întristat adânc și mila l-a cuprins, căci tot poporul era umilit și învins de aroganța fariseilor. Alături de Marta și Maria a plâns atunci când Lazar a murit. Deși întristarea le răpise bucuria, le-a încredințat că iarăși armonia va reveni și va dura la infinit.
când spre Ierusalim era pe drum, văzând cetatea, a plâns pentru ea. A profețit că se va dărâma, oricum, și totul va fi prefăcut în scrum, însă Sionul Sfânt va rămâne. A plâns îngenunchiat în Ghețimane, când s-a rugat ferbinte și cu zel, văzând că în urma lui rămân atâți orfani, ce nu vor crede, rămânând profani, dar toți vor plânge la sfârșit, când vor afla că Mesia a fost chiar el. Amin. Mulțumim, frate Iuliu, Domnul să te binecuvânteze. Acum, următoarea cântare, legat chiar amintea de Ana, și mă gândeam că ar fi potrivită, mi se bucură inima în Domnul. Love you.
Israel. Dorim în continuare Domnul să o binecuvânteze pe sora Raluca, care o să ne recite o poezie și după aceea va mai urma o cântare. Spre slava lui Dumnezeu. Smeriți-vă dar sub bunătatea lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui, El să vă înalțe. Am citit sau am auzit, nu mai știu sigur, un gând foarte frumos mi s-a părut mie referitor la mândrie și smerenie. Și zicea cam așa, mândria face demoni până și din îngerii cei mai nobili, pe când smerenia înalță țărâna păcătoasă până la tronuri de îngeri. Slăvit să fie Dumnezeu pentru că a ales ca smerenia să fie calea prin care ne putem asemăna cu Domnul nostru Iisus, chiar dacă această cale nu este nici ușoară, nici confortabilă, ba dimpotrivă, cere sacrificiu, chiar moarte, moartea firii pământești. Dar numai prin moarte, așa spunea, dacă mi-amintesc bine, una dintre cântări, prin moarte umili vom culege răsplătirea cerescului zel. Căci mereu, astăzi Domnul își alege pe acei ce sunt vrednici de El. Dumnezeu să ne facă vrednici de El. Amin. Așa cum sunt, la tine vin, în căutări și frământări încătușat. O, Tată scump, primește-mă la tine, în brațul tău să fiu salvat. Sunt hărțuit de întrebări, răspunsuri mii se învălmășesc în mine, dar știu că pacea ta o pot afla în tine. Te rog, arată-mi voia ta. Pe calea mea se adună des nori negri și soarele ce ni l-ai dat dispare. Dar, Tată scump, ajută-mă să simt, chiar și în furtuni, din mâna ta o binecuvântare. Zdrobește tu în mine rând pe rând din mugurii mlădiței fără viață și fă cu viața mea un legământ. Trezește-mă la noua dimineață. Să nu mai uit că Tu îmi ești izbânda când greul în nevoi mă apasă. Că sunt nimic, un strop de lut în soare, ros de mândrie și a morții plasă m-a prins chiar și pe mine în jocul de durere. Atâta doar că din tăria Ta reverși putere și ștergi mândrie, gelozie, ură, ștergi patim, neadevăr, ștergi visele de șarte ce le-am clădit odată, crezând că fără moarte sunt gândurile mele pe pământ. Deșertăciunea, goană după vânt, e tot ce nu e în mâna ta, Iisuse. Și iartă-mă, ca deseori, eu fără să te întreb de legile ți nescrise, am încălcat cuvântul tău. În aprig am dorință să întorc orice ar veni spre un bine al meu. Din teamă pentru mine, adesea am greșit și am urât atunci când Tu, o, cât ai fi iubit, și am urât atunci când Tu, o, cât ai fi iubit, și am rănit când Tu ai fi vrut balsamul Tău prin mine să aline și am lovit în brațul ceduios ca pe un frate mă chema la sine. Sunt vinovat. Sunt rău. Sunt egoist. Dar, Doamne, vin așa cum sunt la Tine. Eu vreau să mor. Tu să trăiești prin mine. Să fiu balsam și zâmbete și soare. Să uit de mine chiar și atunci când doare. Și mâna Ta să fiu o vie mângâiere și pace să revărs, putere acolo unde moare chiar și ultima speranță. Nimic să fiu și totuși Tu să împarți prin mine viață. Amin. Amin.